Este ora 8. Am vrut să mă trezesc la 7. Da, măcar m-am trezit la 8. Este 8 fără 2 minute. Mă îmbrac să mă duc la lucru și revin. Ai ce somni. Chestia asta e cea mai tare chestie care s-a inventat. Cu glicerină să-ți cureți mâna. Super. Am plecat la lucru. Am luat și azi mașina pentru că azi este ziua lui Mama Sacră, lui Mama Lucata și o să trebuiască să merem pe la Timișoara să luăm ceva și na, de-aia am luat mașina astăzi. Ce am vrut să zic? Imaginați-vă următorul scenariu. Doi tineri îndrăgostiți vor să meargă în Londra într-o mini vacanță, într-un city break din ăsta și el are planuri să o ceară în weekendul ăla, în vacanța respectivă. Dar între timp, când se află pe un pod în Anglia, un nebun vine și se bagă cu mașina în oameni. El scapă cu răni ușoare, dar ea este aruncată peste balustradă în Tamisa. Vă sună cunoscut? Nu știu dacă știți, dar e o poveste reală. Sunt doi români care erau în Anglia și am fost și ei la atacul din Londra și el avea de gând s-o ceară. Poate chiar în ziua aia, nu știu, dacă și pe podul ăla, dar apropiații lui spun că vrea să o ceară și ea este acum în spital. Ei funcționează plămânii greu, da. Din cauza terorismului. Am ajuns și la lucru, este 8:30, imediat mă duc. Acasă, că m-am comandat piesele la mașină care o să trebuiască schimbate, filtre și niște piese și acum vine urgent Carbus, vine urgent la mine și trebuie să fiu acolo să le iau. Numai bine, le bag și în garaj dacă tot le iau acolo. Nu prea înțeleg eu curierii ăștia ce m-au zis să vin, că acum ajunge. Și când l-am sunat că l-aștept aici în fața blocului, m-a zis că imediat vine, că o trebuie să dea un pachet întâi. Păi ce mă interesează pe mine? Că m-a chemat aici. Da. Și eu lucrez ca ei, adică trebuie să se gândească că m-a chemat din timpul lucrului. Vine acolo la geam. E ora lui de plâns. Matter what you stop. Baby, that's my plan. That's my hope. Baby, that's my plan. That's my hope. Hai să vedem ce a primit aici. Unde am pus? Un pic să pun.
Și avem aici capul de planetară. Ăsta cred că e burduful. Nu prea mă pricep eu. Ăsta e ceva, iar nu știu ce. Inele de prins. Hai să văd cum le pun apoi. Ăsta cred că e filtru de motorină. Filtru de motorină Bosch. Filtru de ulei Bosch. Hai să văd cum arată. Mamă, ce e ăsta așa mare? Filtru de polen, tot Bosch. Hai să-l văd și pe ăsta. De fapt e filtru de aer, nu de polen. Da, v-ați prins. Ăsta mi l-am schimbat și eu singur, dar na, mai bine le schimb toate deodată. Și ăsta cred că e filtru ăla de habitacul. Da. Și ăsta nu știu unde, cum se schimbă. Toate piesele care le-ați văzut le-am cumpărat de la epiese.ro. Au venit în 2 zile. Super profi site-ul, m-a plăcut. Singurul site care m-a plăcut cum e de piese. Deci m-am dat modelul și m-a dat absolut toate categoriile și mă alegeam ce vreau. Filtrul ăsta, 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 bun, adaug în coș, m-a sunat și le-a trimis. Super ușor, vă recomand. Acum plec acasă cu căruțul. Eu credeam că ele mă așteaptă aici, e Andreea cu Cătăn, dar ce să vezi că ele nu sunt aici, de fapt. De ce mă văd așa negru? Ce trudă? Acum mă văd mai bine. Uite ce încet vin. Da, îl tragem pe ăsta. Mă zis eu. Vrei să-l închid eu? Păi... Trebuie să conduc eu. Nu știu dacă avem loc aici. Ia, dacă e că e rând. Da. Acum am venit la Timișoara. Am făcut o comandă la EMAG și merem să o ridicăm. Și după aia când venim ne oprim pe la Vinga pentru ziua lui mama soacră. Pe autostradă și mereu. Sunt curios. Deci uite, e 6 fără un sfert și să vedem la cât ajungem în Timișoara. Deci este 6 și un sfert. Am făcut jumate de oră până în Arad, până în Timișoara, ce prostie zic. Ce faci acolo cu Iosa? Deci cred că Timișoara e al doilea cel mai aglomerat oraș după București sau ceva de genul. Oricum e în top, sigurat e în top la orașe aglomerate. Gata, ne-am ridicat comenzile. Au fost 2 până la urmă că am mai comandat ceva. Pe drum, acum, de pe aplicație de mobil, repede, fac, am luat ceva. Și le-am ridicat și acum merem înapoi spre casă, dar ne oprim pe la Vinga. Facem raliuri. Fără bebe. Bebele la VIP. Da. VIP class. Opa, că n-am pe unde sună. Blocurile din Arad nu prea-s gândire pentru mămici. Nu. Cu cărăcior. Trebuie să te chinui la scări. Nu, hai că la uși, că din alea e ok, că mai ridici cărăciorul cumva mai trebuie ăsta, dar la scări nu sunt rampe.
Păi la scări, ziceam. Zilnic trebuie să... De-aia să-și audă acum. Nervosul. Uite, la noi. Ăsta era pornit. Ah, e greu, e greu. Uite câte avem în... În loc să ducem pe Iosa în crucior, ducem toate prostiile, că e mai simplu. Am ajuns și acasă. Greu a fost ziua de azi, că am ajuns câte ora, nici nu știu câte ora acum. 21:39. Și acum am ajuns prima dată acasă și am plecat pe la 8:20. A fost o zi chiar foarte lungă. Da, e bine că am ajuns acasă. Mă duc să fac un duș și revin. Finalul acestui episod am venit în sufragerie ca să filmez finalul aici. Iosa acum a dormit, după cum ați văzut mai devreme, chiar acum câteva secunde era foarte agitat, plângea foarte mult pentru că a fost o zi plină și pentru el. Și atunci când e obosit seara plânge. Dar a fost o zi plină și pentru mine și pentru Cătă și pentru toată lumea, chiar a fost solicitantă ziua de azi. Dar mă bucur că mâine e sâmbătă și pot să dorm un pic mai mult și o să fie bine. Vorbeam cu cineva despre vlogul meu și trebuie să vă zic cum să priviți videourile astea. Videourile, vlogurile mele sunt cum ar fi jurnalul meu personal, doar că vă las să-l citiți. Ceva de genul. Adică primul meu scop cu vlogurile astea, îi să editez video. Îmi place foarte mult să editez video și mă provoacă în fiecare zi să editez un video de 10 minute, 7, 8, 10, 15 minute maxim. E chiar fain. Adică poate că nu vi se par videourile mele cel mai reușite, dar eu mă chinui pentru ele, adică învăț în fiecare zi ceva nou. Și asta e primul meu scop cu vlogurile astea, să editez video. Că viața mea nu e tot timpul cea mai interesantă și în fiecare zi mă duc la lucru și filmez asta. Asta e, adică n-am bani să mă duc în Bahama și să mă filmez acolo. Viața mea deocamdată se petrece în Arad. Poate o să încerc să privesc din alt unghi, să filmez din alt unghi vlogul, dar nu știu ce aș putea să duc în plus. Asta e ideea. Multe lucruri se repetă, în fiecare dimineață plec de acasă, în fiecare zi vin acasă, deci sunt chestii comune și asta fac, asta filmez, asta editez, n-am ce să fac altceva. Când o să plec prin Bora Bora și prin altceva, o să fie episod special și o să aveți ce vedea și acolo. Până atunci, asta este un vlog, de fapt. Ce faci într-o zi? Și eu asta fac. Ce vedeți în videourile mele, asta și fac. O să încerc să le fac mai interesante de acum. O să depun mai mult efort pentru crearea vlogurilor astea și să le fac mai faine, dar până atunci mersi că v-ați abonat astăzi, deci a fost super tare. Am pus un anunț pe Facebook și s-au abonat vreo 15 persoane în câteva ore și chiar a fost fain. O să mai repet experimentul, dar până atunci noi o să ne vedem marți, urmează un weekend în care nu cred că o să filmez, că vreau să fac și o pauză. Cum am zis, programul meu este de marți până sâmbătă, azi este sâmbătă când vedeți voi clipul ăsta, deci până marți nu o să mai vedeți altul, cred. Mersi că v-ați uitat săptămâna asta la vlogurile mele, la jurnalul meu pe net. Vă aștept marți la un nou episod. Până atunci aveți timp să dați un like, un share și să comentați la greu. Promit că vă răspund la comentarii pe YouTube. Aveți timp până marți. Mersi mult. Ne vedem data viitoare. Pa!